nu se fac public. Dar ne jucăm de-a lista de păcate cu Liviu Teodorescu. Salut, salut! Bună seara! Bună seara! Ce faci? Enoriașule! Bine, da, ai venit! Da, bine te-am găsit! Bună! Te invit pe canapea! Ce faceți voi? Sunteți bine? Hai să te pup! Încercăm să terminăm și noi emisiunea asta cu bine, să plecăm și noi. Am de condus toată noaptea până în Baia Mare. Wow, pleci din seara asta? Păi normal, trebuie să fiu la mama. Înseamnă că ți-e supărător de familie. Îți dai seama. Ce ești tu care ai familia în București? Băi, am mare noroc, mare noroc. Mare de tot, da. Nu știu cum aș putea să rezist fără să-i văd așa. Ai iubit așa. Acasă, ai familia aproape, ai fanele toate pe tine. Da. Nu mai pot să respir de ele. Bine că sunt înalt, că altfel m-ar căca în picioare. Ai supărat fetele cu piesa asta nouă? Cu lista Elena, de păcate? Elena, că a schimbat de nas când i-am explicat filozofia din ultima ta piesă. Da? Păi de ce? Că și fetele cu minți poartă în buzunarul de la spate, ascund în buzunarul de la spate o listă de păcate. Da, bă, mie mi se pare un adevăr. Și pe mine întotdeauna m-au... Nu-i așa? Da. Mie mi se pare un adevăr și mi se pare că, nu știu, cel puțin pe mine ca bărbat mă atrag femeile care sunt, au așa un contrast în ele, special, știi? Apele liniștite care... Da, care ascund o furtună mare de tot, știi? Mm-hmm. Întotdeauna. E frumos așa, chiar e cel mai frumos. Bun, dar dacă le-ai făcut păcătoase pe... Și pune și pe fetele cu minți, pune și pe mirosonosițe, pe mimoze, pe... Maicile Tereza astea de... Te uiți la mine așa. Să că ți-a aflu și ție păcatele, stai liniștită. Are aură deasupra capului, uite-te. Ar trebui să vină și pentru tine momentul, și cei mai potrivit decât Joia Mare, în care să recunoști, da, domnule, și eu am păcatele mele. Da, mă, să mă spovedesc aici la Răita Bun. Repet, spovedania e o chestie care ține de o relație pe care o ai cu duhovnicul, cu... Da, cu siguranță. Sau cu prietenii foarte apropiați. Nu cred că spovedaniile trebuie făcute neapărat la televizor sau nu, cu siguranță, pe Facebook. Cu siguranță. Da, vrei să mă întreb despre păcate, presupun. Exact. Ceva... Să scoți lista de păcate din buzunarul de la spate. Să mărturisesc ce am de mărturisit aici. Păi, fii atent. Am fost foarte desfrânat când eram mic. Cum adică? Nu foarte te țin, desfrânat. Nu te desfrânat în sensul că nu țineau frânele la bicicletă sau ce? Și în sensul ăsta. Dar nu, mă refer... În clasa întâi am avut prima mea iubită. Mai cu forță, așa oarecum, pentru că ea voia, dar eu nu știam foarte bine ce înseamnă să ai o iubită, adică eram puțin nehotărât, așa, nu... A, deci încă de mic trăgeau de tine fanele. Da, trăgeau, da, uh-huh. Da, deși nu lansasem piesa, încă îți dai seama după ce am lansat piesa. Da, și în clasa întâi atunci ea mi-a propus o grămadă de lucruri indecente pe care ea le-a învățat de la o prietenă mai mare a ei. Aia îi spunea ce să-mi zică și ea venea și îmi zicea, nu cred că știa ce înseamnă. Stai foarte bine. Ce înseamnă lucruri indecente în clasa întâi? Ia. De exemplu, m-a întrebat dacă nu vrem să mergem să facem sex după ușa de la clasă. Nu, în clasa întâi? Da, jur. Și asta acum ceva timp, când eram eu clasa întâi, acum 21 de ani. Băi, am prieten în clasa a treia. Adică da, s-a întâmplat asta. N-am auzit discuții de astea. Da. Unde? Da, la ce școală ai fost? Nu, dar fata e minunată, adică n-are treabă. Am înțeles. Dar cred că învăța ceva de la vreo prietenă mai mare și știi cine s-a îngrijorat? Tata s-a îngrijorat. Și a sunat-o pe maică-sa, că eu m-am dus și am povestit lui tata, zic, tata, ce înseamnă sec, că mi-a zis o colegă că vrea să facem și eu nu știu. Doamne, ce de la dumneavoastră știe tot ce a învățat? Da, și tata a sunat-o, măi, nu știu dacă e ok. Da, ok, și au rezolvat-o părinții, au rezolvat-o, n-ai căzut victima fetei. N-am căzut, nu știu tata dacă a căzut. Nici cu gândul n-ai păcătuit, sper, în clasa întâi. N-aveam gânduri, că nu știam, nu mă duceam până acolo, adică habar n-aveam ce se mănâncă. Mai departe, următoarele păcate? Da, următorul păcat, am furat, să știi. Am furat. Meserie, că... Și meserie, dar am furat inima iubitei mele, că nu puteam să nu zic de iubita mea după ce am povestit. De la altul? Nu de la altul, nu. Nu, era liberă când ai cunoscut-o, da. Nu aveau relație, da? Da, okay. Și eu la fel, ne-am furat inima reciproc. Păi nu e un păcat, asta da, era asta cumva foarte... o obligație, da, dacă corect. Nu-i furai inima... Corect. Și așa ceva mai serios... Ai mințit? Da, am mai mințit, îți dai seama. Ce, tu n-ai mințit niciodată? Dar cum doar? Păi... Dar stai un pic... Dar nu e să minți așa la ordinea zilei, adică mai minți, da, depinde de context când te oprește poliția. Nu, e bine să minți. Eu știu asta. Atunci când adevărul doare îngrozitor, e bine să da, îndulcești oprește, cu minciună mică. Dacă te oprește poliția și ai trecut pe galben și ai forțat un pic galbenul ăla și acolo, ce poți să zici? Domnule, n-am mai putut să opresc. Stai mă, ai suduit?
Păi, să știi că mai suduiesc. Nu par genul. Nu par genul, nu? Nu. Nu, mai, mă mai enervez câteodată și, și mai ies pe gură toate alea. Adică, dar în înjurăturile tale, în registrul tău de înjurături, ceva, există ceva mai grav decât pisicii mamei ei de treabă? Băi, sau... nu par genul, dar să știi că am o listă, cum am o listă de păcate, am o listă de înjurături. Ok. Băi, cred că orice om e că devine creativ când se enervează. Când mă enervez, nu nici genul neapărat violent să mă apuc să dau un oameni, nu fac asta și mă eliberez altfel. Și cel mai mare păcat